Mâini și picioare fracturate, capete sparte, contuzii și alte traumatisme sunt consecințele poleiului, ce a format un patinoar pe drumurile și trotuarele raionului Drochea. Zeci de oameni au ajuns la urgență după ce au alunecat pe ghețuș. În ultimele 3 zile au mai căzut niște precipitații suplimentare. Numărul de pacienți care s-au adresat cu diferite traume la secția de internare practic s-a triplat. Adică în 3 zile au fost peste 45 de adresări cu traumatisme, cu fracturi diferite, cu luxații. Restul în masă a fost traumatismele provocate de caracterul anatipului de afară. E clar lucru că în așa condiții pacientul se adresează în mod direct, fiindcă sunt traume și el necesită acordarea asistenței medicale de urgență. Spitalul a lucrat în regim non-stop, serviciile medicale s-au acordat conform standardelor medicale, inclusiv și în prezent, la moment, merge intervenție chirurgicală. Majoritatea populației nu se adresează la timp la medic, fapt ce agravează situația pacientului. O victimă a ghețușului ne-a relatat cum a ajuns pe coridoarele spitalului și ce a avut de suferit, adresându-se la medic abia peste 10 zile după lovitură. Din cauza umătului ghețuș, am mers, nu am tras atenție la drum, era m-alunicat, am căzut jos și m-am pălit la schinare. Fiindcă am căzut și mă doare schinarea, clar că am venit la spital pentru că să cer prim ajutor medical. În această perioadă, medicii le recomandă cetățenilor să acorde atenție sporită la drum, să poarte încălțăminte potrivit timpului de afară și să evite deplasările pe porțiunile acoperite cu gheață, iar în cazul accidentării să se prezinte cât mai rapid la medic. Sunt traumatizme și ar fi bine că de adus la minimum deplasările, fiindcă, părere de rău, necătând la toate precauțiile care sunt primite cetățeni, suferă traumatism, mai ales persoanele de vârstă înaintată și copii. Serviciul Hidrometeorologic de Stat în această săptămână a emis prelungirea codului galben de Polei și Ghețuș pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Administratorii de blocuri care nu vor curăța zăpada pe lângă clădiri sunt pasibili de amendă de la 400 până la 800 de lei, iar agenții economici până la 2000 de lei.